Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Președintele Consiliului Județean Ilfov și-a anunțat astăzi pe Facebook demisia în alb. Marian Petrache își declară astfel susținerea pentru proiectul USR, care ar presupune realizarea unei metropole București-Ilfov și reîmpărțirea administrativă a capitalei. Mircea Drăghici a fost trimis astăzi în judecată de procurorii DNA. Fostul trezorier al PSD este acuzat de delapidare și de folosirea subvențiilor primite de partid pentru a-și cumpăra o casă. Eugen Teodorovici spune că problema forței de muncă este evitată de reprezentanții Uniunii Europene și că fiecare stat își urmărește propriul interes. Ministrul Finanțelor acuză statele vestice că se dezvoltă pe baza resurselor umane din alte țări, printre care și România. Un gălățean s-a ales cu o amendă de 1000 de lei după ce a înjurat pe Facebook poliția locală. Se pare că omul era supărat după ce fusese prins în timp ce scotea peturi din tomberoane. Polițiștii locali au mai amendat un gălățean în urmă cu 2 ani, tot pentru injurii pe Facebook. Premierul Scoției îl amenință pe Boris Johnson cu un referendum pentru independență. Nicola Sturgeon spune că planurile noului prim-ministru britanic privind Brexitul afectează economia Scoției. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.